Pentru a atrage atenția asupra acestei imense bogății lingvistice, Uniunea Europeană și Consiliul Europei au lansat în 2001 inițiativa Anul European al Limbilor Europene. Anual, la 26 septembrie, se sărbătorește Ziua Limbilor Străine. La Giurgiu, evenimentul a fost marcat la școala gimnazială numărul 10 printr-o lecție de limbi moderne, altfel decât cele obișnuite. Tocmai pentru a atrage atenția asupra acestei imense bogății lingvistice, Uniunea Europeană și Consiliul Europei au lansat în anul 2001 inițiativa Anului European al Limbilor. Ce își propune această zi europeană? Își propune, în primul rând, să atragă atenția cetățenilor asupra importanței învățării limbilor străine, exact cum vă spuneam și eu la început. Își propune să sensibilizeze pe acești cetățeni față de toate limbile vorbite în Europa. Elevii claselor 5-8, elevi pasionați de studiul limbilor moderne, și-au etalat talentul și vocația pentru limbile străine prin materialele pregătite. În ochii de găsit tot ce caut. În ochii de pot găsi tot ce caut. Mesa asta în acel fugoro, o pozitiso în adro, ca tine egală, ca tine într-o ochiul din adro. Mesa asta în acel fugoro, o lotongos mon adro, e china hato, na iudomo. Pentru a face încă un pas înainte și pentru că limbile stau la baza construcției europene, din această inițiativă a luat naștere Ziua Europeană a Limbilor. Obiectivele sale sunt sensibilizarea publicului față de plurilingvism în Europa, cultivarea diversității culturale și lingvistice și încurajarea învățării limbilor străine de către toți europenii, la școală sau în afara acesteia.